Da, doamna Purcălabu, credeți că acest anunț al premierului până la urmă înseamnă extinderea acestei baze de impozitare către pensionare? Spuneam că acolo este cea mai mare bază. Acolo au fost puse în discuție două idei care nu au legătură una cu cealaltă. Pe de o parte, fondurile europene care vor să fie folosite în restructurarea sistemului de sănătate și aici eu cred că ar trebui să avem în vedere o strategie de reformare a sistemului de sănătate care să fie agreată de majoritatea societății românești și care să fie apoi urmată pas cu pas. Iar dacă vorbim de lărgirea bazei de stabilirea contribuțiilor pentru sănătate, este un subiect cuprins în codul fiscal, unde sunt stabilite cotele de contribuții sociale, printre care și contribuția de asigurări de sănătate. În ceea ce privește baza de calcul a contribuțiilor pentru sănătate, ea este cea mai largă, ca să spun așa, dintre toate contribuțiile. De aceea, toate demersurile derulate de-a lungul anilor privind unificarea bazelor de calcul a contribuțiilor sociale, și aici mă refer la contribuția pentru pensii, contribuția pentru sănătate și contribuția pentru șomaj, nu s-a putut realiza acest proces de unificare, tocmai datorită particularităților pe care le avea definirea bazei de calcul a contribuțiilor pentru sănătate. Bun. Dacă discutăm de supunerea la plata contribuțiilor de sănătate a pensionarilor, de-a lungul timpului noi am avut reglementată în mod diferit această problemă, în sensul că până în 2004... Da, reglementarea arhitectura... mai fost, doamna Purcălabu. Întrebarea este dacă în acest moment credeți că această extindere a aplicării CASS se va duce către pensionari sau nu? Pentru că, repet, dacă le dai pensionarilor 10%... Pentru că atâta timp cât nu s-a intervenit asupra modificării valorii punctului de pensii și să vii acum și să mai supui pensionarul la plata contribuțiilor de sănătate, mi se pare un act sinucigaș, pentru că... Da, doamna Purcălabu, da, așa cum știți și dumneavoastră, că ați și spus ceva mai devreme, păi ce să extinzi? Că cam toate veniturile plătesc, tipurile de venit plătesc sănătate. Cei care câștigă bani din chirii plătesc sănătate pe chirie. Cei care și-au dividende plătesc sănătate pe dividende. Cei care și-au salarii plătesc sănătate pe salarii, în rest ce alte câștigi? Nu știu, poate la păcănele și mai rămân pensionarii. Domnule primar, pensionarii. Da, dacă vrei să lărgești baza. Eu cred că premierul Orban cam în direcția asta gândește cumva.